Bună seara și mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Guvernul continuă să urmeze foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare Republica Moldova-România, care urmărește intensificarea și dinamizarea dialogului nostru bilateral, orientat către obținerea de beneficii concrete pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului. O etapă importantă în procesul de implementare a foiei de parcurs este ședința comună a guvernelor Republicii Moldova și României, care, după cum am anunțat anterior, va avea loc în această vineri, pe 11 februarie. Încă de când am planificat această ședință, ne-am dorit să fie o ședință cu rezultate și proiecte foarte concrete și iată că, într-o perioadă dificilă, reușim să venim în fața cetățenilor cu dovada că parteneriatul nostru cu România pentru integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă un parteneriat pentru oameni. În vederea acestei ședințe, chiar azi am aprobat, în cadrul ședinței de guvern, împreună cu colegii mei, 3 hotărâri de guvern care țin de semnarea acordurilor pentru ședința comună a guvernelor. Aș dori să subliniez câteva din documentele bilaterale ce urmează a fi semnate vineri între cele două guverne, care au impact nemijlocit asupra vieții cetățenilor. Voi menționa doar câteva. În primul rând este vorba despre acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între cele două state. Este un acord pe care cetățenii noștri îl așteaptă de multă vreme și reprezintă o premieră pentru țara noastră, să fie de bun augur și pentru semnarea acordurilor cu alte țări ale Uniunii Europene. Este o politică pe care o promovăm de mai mult timp. Acordul privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza ajutorului financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia. Despre acest acord am vorbit ieri mai mult, dar aș dori să reiterez că are drept scop creșterea calității vieții în comunitățile locale prin finanțarea infrastructurii locale. Vom crea locuri de muncă, vom încuraja dezvoltarea economică și vom reanima viața socială din satele noastre. Un alt acord este acordul privind construirea, exploatarea, întreținerea și reparația podului rutier de frontieră peste râul Prut între localitățile Ungheni, Republica Moldova și Ungheni, România, precum și consolidarea podului care unește localitățile Giurgiulești, Republica Moldova și Galați, România. De asemenea, vom face o declarație comună a Guvernului României și Guvernului Republicii Moldova privind consolidarea cooperării în domeniul economic și cel investițional. Prin această declarație dorim să transmitem un semnal foarte clar că Guvernul Republicii Moldova așteaptă investiții ale companiilor din România și că angajamentul nostru de a oferi un climat investițional atractiv conform cu bunile practici europene, este ferm și pe termen lung, contribuind totodată la implementarea accelerată a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. România este deja principalul partener comercial al Republicii Moldova și noi credem că dimensiunea economică a relațiilor bilaterale poate avea o agendă chiar și mai ambițioasă. Avem de asemenea pregătite planuri de acțiuni pe linia Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Interne, ceea ce nu este deloc întâmplător, pentru că dorința noastră este să fortificăm statul de drept și instituțiile care asigură domnia legii, iar experiența României este foarte valoroasă în acest sens. Lista nu se încheie aici, mai sunt câteva memorandumuri și planuri de acțiuni care la fel vor fi semnate vineri, iar miniștrii ambelor state, după semnarea oficială, vor continua negocieri și discuții bilaterale pentru a asigura implementarea cât mai rapidă și mai temeinică a acestor acorduri, protocoale și memorandumuri. Mâine și poimâine, ministerile vor veni cu comunicate oficiale pe marginea tuturor acestor documente și vreau să vă zic că ziua de vineri va fi plină de vești bune pentru noi toți. Am promis încă de anul trecut
când am avut vizita oficială la București, că vom transforma comunitatea de limbă într-o comunitate a marilor proiecte concrete în beneficiu oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului, prin construirea de noi poduri la propriu și la figurat. Iar despre podurile fizice care urmează să fie construite, respectiv consolidate, îl voi ruga pe vicepremierul, ministrul infrastructurii și dezvoltare regionale, Andrei Spânu, să ne dea mai multe detalii. Vă mulțumesc. Stimată doamnă prim-ministră, este adevărat, relația cu România este una specială și cred că am început-o cu construcția de poduri fizice. Astăzi a fost aprobată hotărârea de guvern privind finalizarea negocierilor și semnarea vineri a acordului privind aspectele tehnice, financiare, juridice și organizatorice referitor la construcția și reabilitarea podului Giurgiulești pe partea Republicii Moldova și Galați pe partea României. Acest pod, din câte deja cunoașteți, pe acest pod deja s-a început circulația, mai este nevoie ca să se finalizeze toate lucrările, s-au consolidat grinzele cu zebrele, tablierul s-a stabilit și vopsit, placa de beton armat care susține calea pe pod a fost reparată. Toți cetățenii care au trecut pe acest pod știu că ani la rând era necesar să fie reparat, dar din păcate nu s-a făcut. Acum acest pod este într-o stare mai bună și va fi folosit de cetățenii ambelor maluri ale Prutului, astfel ca să impulsionăm relațiile economice, sociale între cetățenii ambelor țări. Săptămâna trecută a fost aprobat hotărârea de guvern privind semnarea acordului privind podul Ungheni-Ungheni. Este un pod despre care se discută de foarte mult timp. Este un pod extrem de important. Ori doar am să vă dau o mică cifră. Construcția acestui pod va reduce cu cel puțin 40 de minute drumul spre România, în mod special pe partea Ungheni. Ori știm că de la Ungheni până la Iași vorbim de 15 km, iar în lipsa acestui pod se face aproximativ 50 de km. Este de asemenea important să menționăm că ambele poduri vor fi construiți din banii din bugetul de stat al României și cu această ocazie vreau să mulțumesc guvernului și cetățenilor României pentru contribuția la dezvoltarea ambelor maluri ale Prutului. Suplimentar, doamna prim-ministru a menționat că după ședința de guvern vom avea discuții bilaterale cu ministrii din Guvernul României, în care planificăm să inițiem acorduri similare și pe alte poduri care să lege malul drept și malul stâng al Prutului. Despre aceste discuții vom informa imediat după discuțiile cu omologii din Guvernul României și vom anunța despre care sunt planurile referitor la următoarele poduri. Am să dau doar un exemplu. În fiecare, cred că săptămână, sunt cetățeni din raionul Iova care ne spun că în raionul Iova este nevoie de a construi un pod care să lege cu România. Deci asta va fi unul din prioritățile noastre în discuțiile bilaterale pe care le vom avea vineri. Am vrut doar să mai adaug câteva detalii referitor la acordul pe roaming. Trebuie să menționăm că acest efort este cum se va încheia în următoarele luni, dar care a fost început în 2019, atunci când a fost guvernul Maia Sandu. Din păcate, vedem că a trebuit să treacă aproape 3 ani ca să reluăm acest proces și cetățenii noștri din Republica Moldova, dar și cetățenii României să aibă acces la telefonie, acces la date, internet mai ieftin. Astfel, doar câteva cifre, tariful la apelurile efectuate în roaming din România, Republica Moldova, vor scădea cu cel puțin 10%. Apelurile roaming în România din Republica Moldova nu va fi perceput niciun tarif, iar tarifele pentru serviciile la internet se vor micșora de cel puțin 5 ori. În final, trebuie să menționez că traficul de roaming între malurile Prutului reprezintă aproximativ o treime din întreg traficul de roaming consumat de cetățenii noștri în străinătate. Acesta este doar un început referitor la scăderea tarifelor de roaming.
Ministerul de Externe, și iarăși mulțumim și efortului Ministerului de Externe, care face un lucru enorm ca să deschidă calea pentru acorduri similare și cu alte țări din Uniunea Europeană, astfel să reușim să scadem tariful la roaming nu doar cu România, dar și cu alte țări a Uniunii Europene. Cu adevărat, sunt vești foarte bune pentru Republica Moldova, doamna prim-ministru. Și acum putem să luăm întrebări. Da, bună ziua, Mihaela Ursu, TVR Moldova. Vrem să ne spuneți dacă se cunoaște deja când vor începe lucrările de construcție a podului de la Ungheni și în cât timp va fi implementat proiectul. Da, lucrările deja au început. Vorbim de lucrări de proiectare, deci în primul rând se proiectează acel pod, se fac lucrări care înainte de a începe propriu-zis construcția și noi contăm că în următorii 2 ani acest pod va fi finalizat. Da, referitor la acuzațiile aduse de Gazprom, vedem că nu există o comunicare eficientă între Gazprom și autoritățile de la Chișinău. Ce intenționați să faceți mai departe, dacă puteți să ne spuneți concret, în cazul în care Gazpromul va continua să-și impună punctul de vedere în ceea ce privește auditul și există posibilitatea să solicitați renegocierea contractului sau anumite clauze? În primul rând vreau să spun că în tot acest timp Guvernul Republicii Moldova în calitate de acționar minoritar a Moldova Gaz a acționat cu bună credință și noi considerăm că trebuie să avem o atitudine cooperantă în Consiliul de Observatori și sper foarte mult ca aceste discuții să fie purtate în acest spirit de cooperare. Domnul Spână? Da, am făcut și un comentariu astăzi pe rețelele de socializare. De asemenea, a comentat situația și domnul Veceslav Negruță, care este vicepreședintele Consiliului de Observatori. Trebuie să menționez că noi, de fapt, regretăm acel comunicat. Ori în protocolul pe care care a fost semnat la Sankt Petersburg este scris alb pe negru că acest audit îl face partea moldovenească. Se vorbește de o decizie unilaterală, de fapt, convocarea acelei ședințe a Consiliului de Observatori care a fost menționat în comunicatul Gazprom a fost făcută unilateral, deci ei nu au solicitat o convocare comună a acestei ședințe. Mai mult decât atât, în spiritul bunei colaborări menționate de doamna prim-ministru, noi am informat de fiecare dată, cu orice pas, reprezentanții Gazpromului din Consiliul de Observatori, referitor la pașii pe care îi face Republica Moldova în asigurarea implementării acelei prevederi, punctului 5 din protocolul semnat. Eu doar îmi rămâne să încă o dată să confirm că ceea ce am discutat la Sankt Petersburg a fost exact ceea ce noi facem. Să asigurăm un audit al datoriei realizat de acționarul minoritar în Moldova Gaz, reprezentând Guvernul Republicii Moldova și, în cazul dat, Agenția de Proprietate Publică. În discuțiile cu ei veți insista pe acest lucru, să înțelegem. Nu e cazul să insistăm, pentru că asta este scris alb pe negru în protocolul care a fost semnat. Noi doar vom reitera poziția care a fost semnată. Ori ceea ce solicită Gazprom este exact ceea ce solicităm și noi, să fie respectat înțelegerile care le-am avut până acum. Înțeles, mulțumesc. Bună ziua. Первый вопрос, госпожа Гаврилица. На совместном заседании парламента в эту пятницу, которое будет вместе с парламентом Молдовы и Румынии, намерены ли вы обсуждать более детально эффективное использование газопровода Яса-Кишинев? Учитывая, что в последнее время очень много спекуляций на эту тему, и, по сути, договор с Газпромом может поставить под угрозу развитие этого газопровода. În primul rând, în cadrul acestei ședințe comune, vom înmâna certificatul de investiții pentru a încheia cumva procesul de investiții în gazoductul Iași-Chișinău, unul foarte important pentru asigurarea securității energetice a țării. Reamintesc că la 1 octombrie el a devenit operațional. Reamintesc că noi deja am accesat anumite volume din contul de balansare în timpul crizei energetice din octombrie, atunci când aveam insuficiență de gaze naturale și suntem foarte recunoscători partenerilor din România pentru acest ajutor la timpul potrivit. Este, după cum cunoașteți, o criză energetică internațională. Suntem în discuții referitor la
cumva soluțiile și pe termen mediu și pe termen lung și care este cea mai bună posibilitate de a dezvolta inclusiv infrastructura în domeniul energetic. În același timp, noi avem un contract, avem acces, deci asigurăm accesul populației la gaze naturale și acesta este pentru noi cel mai important lucru. Domnul Stănu, dacă vreți să adăugați? Da. Relația între Moldova Gaz și Gazprom nu are cum să afecteze funcționalitatea și operaționalitatea gazoductului Iași-Chișinău. Este un proiect extrem de important pentru siguranța energetică a țării noastre. El va rămâne funcțional în continuare. Noi ne vom face munca în continuare să găsim soluții de diversificare a aprovizionării, nu doar cu gaze, dar și cu energie electrică a țării noastre. Și asta este opțiunea noastră pe termen lung. Еще один вопрос для вас, господин Спуну. Вы были в Азербайджане 4 и 5 февраля, и если читать цитату пресс-службы Министерства энергетики Азербайджана, там написано, что, цитата, «Молдова намерена сотрудничать с Азербайджаном в сфере поставок природного газа». Все-таки какова вероятность, что поставки будут из Азербайджана, и они смогут помочь преодолеть этот кризис газовый? În primul rând, da, este adevărat, am participat la Consiliu referitor la Coridorul Sudic de Transport de Gaze. Anul trecut, practic, a fost primul an în care acest traseu de transport de gaze din Caucaz, din Azerbaijan, în mod special, spre Uniunea Europeană, s-a întâmplat. Respectiv, atunci când noi discutăm în sensul securității energetice și diversificării surselor de gaz, evident că noi analizăm toate opțiunile care sunt pe masă, inclusiv această opțiune. Știți că și domnul viceprim-ministru, ministrul de externe, se află în Azerbaijan și avem o agendă mai largă cu această țară. И последний вопрос про роуминг. Сколько сейчас стоит одна минута роуминга, если мы говорим из Молдавии в Румынию, из Румынии в Молдову? И насколько понизится эта цена после того, как вы подпишете это соглашение в пятницу? Înțeleg, este o întrebare care o dau foarte mulți jurnaliști. Vă dați seama că abonamentul sau prețul depinde de operator, de abonamentul, prepay, abonament, pachete pe care le creează propriu-zis companiile de telefonie mobilă. Eu dar am să dau o cifră. Eu am zis că va scădea cu cel puțin 10 ori. Dacă am intrat chiar recent să văd la un operator, vorbim de 7,50 lei, cât este prețul la moment pentru o minută. Dacă am aplica de 10 ori mai puțin, ar fi aproximativ 70 de bani. Dar la moment, eu nu aș vrea să speculez cu aceste cifre, rămâne să, după aprobarea și ratificarea acestui acord, vom discuta cu Andrecete, care este instituția responsabilă de domeniu și vor stabili exact care vor fi tarifele. Mihaela Tabarcea, ProTV, doamna Gavriliță, domnule Spânu, vă rog să ne spuneți sau să ne explicați ce mai concret nu acceptă Gazprom în acest audit, ce nu le convine rușilor. Eu cred că noi deja am răspuns la această întrebare. Cred că puteți vedea comunicatul de presă emis de Gazprom și să vedeți reacția. Da, dar vrem să înțelegem care punct concret nu le convine. Da, poate doar pot să adaug la ce s-a spus. Probabil Gazprom își dorește că acest audit să fie realizat de Moldova Gaz. Da. Însă, în protocol scrie foarte clar, în punctul 5 din protocol care a fost făcut public, că auditul este făcut de partea moldovenească. Ori partea moldovenească înseamnă Guvernul Republicii Moldova și Agenția Proprietății Publice. Ori, atâta timp cât noi vorbim de o situație în care trebuie să înțelegem acea datorie care o pretinde Gazprom de la Moldova Gaz, nu poate Moldova Gaz să auditeze propria datorie. Este nevoie de acel audit independent. Probabil aici este punctul de disensiune. Am spus și mai devreme, noi vom continua să discutăm, să explicăm și să revenim la mesajele sau la discuțiile pe care le-am avut în octombrie la Sankt Petersburg. Dar ați reușit astăzi să discutați ceva, să transmiteți o solicitare părții ruse? Noi am trimis o solicitare zilele trecute în care să discutăm în continuare aspectul ce ține de acest audit. Noi suntem în continuare deschiși, de bună credință, ca să realizăm ceea ce ne-am înțeles. Ce va fi dacă compania va solicita să participe și ea la alegerea auditorului? Vă referiți la Moldova Gaz? La Gazprom.
Da, Moldova. Nu poate să participe Gazprom la alegerea companiei. Ori știți că APP deja a lansat concursul pentru selectarea companiei, caietul de sarcini a fost făcut, grupul stabilit. Deci sunt proceduri corecte, legale, transparente, care trebuie să fie urmate. Tot în acea comunicat se spunea că Moldova Gaz ar putea să nu accepte rezultatele acestui audit. Noi vorbim nu de Moldova Gaz, dar de Consiliul de Observatori. Atât timp cât acest audit va fi unul făcut corect, transparent și independent, așa cum noi propunem să fie făcut, nu înțelegem motivele de ce să nu fie acceptat, mai mult decât atât, și noi înțelegem că acest audit va fi făcut corect doar cu participarea directă a Moldova Gaz, care va trebui să ofere documente, informații, respectiv nu ar trebui să existe niciun motiv ca ei să nu accepte. Deja vom vedea cum se vor derula lucrurile. Cum vedeți acțiunile deputaților din autonomia găgăuză care au decis să ceară gaz direct de la Gazprom, adresându-se în acest sens cu scrisori oficiale către reprezentanții companiei, cât și către Putin și COZAC? Înțelegem că aceste acțiuni nu au fost coordonate cu autoritățile centrale. Care este reacția? Am mai răspuns la această întrebare. Ne pare rău că această criză, care este una foarte dificilă pentru cetățeni, este utilizată în mod cinic pentru a politiza lucrurile. De acord. Și, domnule Spânu, dacă ați putea să veniți cu mai multe detalii privind acel regulament pe care îl realizează acum Ministerul Justiției cu privire la demolarea construcțiilor neautorizate. Acum nu există pârghii legale, pentru că în postare pe care ați făcut, ați spus că astfel veți avea mai multe pârghii legale ca să fie eliminate construcțiile ilicite și Ministerul Infrastructurii ce anume va întreprinde în acest sens? Deci, acest regulament este elaborat de Ministerul Justiției. Ministerul Justiției va promova în cel mai scurt timp acest regulament în ședințele de guvern, atunci când va fi plasat de Cancelarea de Stat spre consultări și va fi plasat public, veți putea vedea exact ce el conține. Ori, noi avem nevoie de acest regulament pentru că la moment am spus, nu există un mecanism prin care statul poate să intervină și să demoleze acele construcții care au fost construite ilegal. Doar, mă încerc agenția Sputnik. Domnule Căvreliță, vreau să vă întreb în legătură cu acești bani oferiți de România, 100 de milioane de euro, bani nerambursabili. De ce, în opinia dumneavoastră, au fost valorificați doar 30 de milioane din vechea înțelegere și, la un moment dat, partea română a introdus și anumite condiționalități? Ne referim la, pentru guvernele anterioare, ce vă faceți să credeți că banii vor fi de această dată în totalitate valorificați pe deplin 100 de milioane? Într-adevăr, și dacă România nu ar introduce anumite condiționalități pentru o explicație mai clară unde vor merge acești bani? Deci, într-adevăr, un asemenea acord a existat. Și din 100 de milioane, timp de 7 ani, au fost valorificate doar aproximativ 35 de milioane de euro. Putem cu toții să înțelegem, deci nu au fost întreprinse măsurile necesare de guvernele precedente, nu au fost prezentate proiectele potrivite, nu a fost încrederea partenerilor, a fost și o instabilitate politică, a existat deci impedimente în implementarea reală. Noi ceea ce facem pentru a asigura absorpția banilor, în primul rând, noi planificăm corect și planificăm proiecte care merg direct în beneficiul cetățenilor și mai mult ca atât construim și planificăm în dependență de lecțiile învățate. Orientăm majoritatea resurselor spre proiecte în localități, gestionate de localități și dacă vă amintiți, de exemplu, proiectele cu construcția grădiniților a fost un succes, vrem ca asemenea succese să fie replicate și să vedem lucruri concrete pentru cetățenii în localitățile lor. În felul ăsta și primarii și localitățile pot participa și se pot angaja în accelerarea acestor lucrări. Plus la aceasta, am stabilit un mecanism foarte clar, inclusiv de supraveghere a implementării, de verificare
a modului de cheltuire a acestor bani prin intermediul Ministerului Finanțelor. Suntem încrezători că eforturile noastre orientate spre beneficiul cetățenilor vor duce la valorificarea acestor bani într-o măsură mult mai mare și într-o măsură deplină. Domnul Spânu? Nu cred că pot adăuga ceva, da. Doar că vă rog să nu speculăm referitor la condiționalități. Eu am văzut exact, atunci a fost o lipsă de voință politică clară pentru a utiliza și a valorifica acest acord care a fost semnat. Și încă o întrebare legată de o declarație a unui deputat din fracțiunea majoritară referitor la o anticipare a unor politici monetare a Băncii Naționale de majorare a ratei de refinanțare cu 2%. Cum vi se pare această declarație a acestui deputat și cât de tare a afectat ea, eu știu, credibilitatea sau atmosfera în sistemul bancar când un legislator iese și anticipează că mâine vor crește creditele oferite de bănci prin intermediul instrumentului de Banca Națională? Trebuie să întrebați cum au reacționat cei din sistemul bancar. Eu nu pot să vorbesc în numele lor. Pot să vă spun că este o opinie a unui deputat să ai o opinie în privința unor măsuri de politică economică. Este un lucru normal. Господин Спин, извините, но еще один вопрос про газ, он последний. Мы все знаем, что по контракту с «Газпромом» до 20 числа все должны, все экономические агенты, а также обычные люди должны оплатить счета за газ. Вы, как министр, должны знать, сколько конкретно должны будут оплатить отдельные экономические агенты и граждане, и хватит ли денег на счету «Газпрома», чтобы эти долги покрыть в случае, если они опоздают? Haideți totuși să fim corecți, că am spus o întrebare, dar cu foarte multe inexactități. Până la data de 20, Moldova Gaz trebuie să achite la Gazprom și până la data 20, Moldova Gaz va achita către Gazprom. În rest, haideți să nu... Și vă rog încă o întrebare despre greva transportatorilor. Totuși a avut loc 3 zile, oamenii nu au avut cu ce se deplasa. Care este reacția dumneavoastră, domnule? În primul rând, oamenii au avut cu ce se deplaseze și eu vreau să mulțumesc, în primul rând, mai multor administrații publice locale care au găsit soluții ca cetățenii să se transporte, să ajungă la locul de destinație. De asemenea, să mulțumesc transportatorilor care nu au ieșit la grevă și au asigurat cetățenii cu transport. Este foarte important. Ori noi am menționat și Ministerul de mai multe ori că noi am fost în permanență discuție cu transportatorii. Am avut, cred că, peste 10 întâlniri, inclusiv ultimul ordin referitor la aplicarea tarifelor se afla în proces de consultări publice. De asemenea, săptămâna trecută am anunțat că joi, adică mâine, voi avea următoarea discuție cu transportatorii în care să spunem care sunt soluțiile guvernului la această problemă. Credem în continuare că această grevă absolut nu a fost justificată, a fost organizată de un grup mic de transportatori. Regretăm această acțiune, ori noi credem că prioritatea și a noastră și a agenților economici, în mod special în transport, este grija față de oameni și asigurarea cu servicii de calitate. Vă mulțumesc!